Viața bisericească din Republica Moldova, decimată de regimul comunist ateu în măsura în care pe teritoriul țării mai existau o singură mănăstire și câteva parohii, a cunoscut în ultimii ani o înflorire deosebită. Astăzi, noua biserică din localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, a fost sfințită de 4 ierarhi. Lăcașul de cult a fost așezat sub ocrotirea sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii și cu preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe un podium aflat în apropierea lăcașului de cult. După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Visarion. În Evanghelia de la Ioan, care s-a citit că în cadrul pericopei liturgice, l-am văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos spunând frumoasele cuvinte: Eu sunt lumina lumii, cel care îmi urmează mie nu va umbla în tuneric, ci va avea lumina vieții. Lumina cunoștinței am primit și noi și primim de fiecare dată, atunci când venim în casa Tatălui Ceresc și ne îmbrăcăm în lumină, ca să umblăm într-o lumină și să se împlinească și cu noi cuvintele prorocului și psalmistului David: Într-o lumina ta, Doamne, vom vedea lumină. Lumină mai presus de fire, am primit așadar în noaptea sfântă a învierii și lumina aceasta o purtăm în candela sufletelor noastre și în candela caselor noastre și ne rugăm plecându-ne genunchii inimii înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, rugându-L să ne trimită din înălțimea cerului toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Preasfințitul părinte Timotei a adresat un cuvânt de binecuvântare credincioșilor prezenți. N-ați fi putut construi o biserică atât de mare, iar oamenii omenoși sunt întotdeauna în comuniune cu Dumnezeu, pentru că, ne spune Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu este iubire. Și să știți că totdeauna iubirea este izvorâtă din inimă, așa că, frățile voastre, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind biserica, ați izvorât din inimă această dragoste sau v-ați împărtășit din dragostea lui Dumnezeu și la rândul i-ați dăruit lui Dumnezeu această biserică, care nu este doar a lui Dumnezeu, ci este și casa voastră, este casa la care trebuie să trageți. Preasfințitul părinte Veniamin a amintit despre momentul istoric al sfințirii primei biserici din localitate de episcopul Melchisedec Ștefănescu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria mare pe care ne-a făcut-o astăzi, aici la Slobozia Mare, în această zi de 11 mai a anului Mântuirii 2023, când, iată, prin rânduiala lui Dumnezeu, s-a făcut sfințirea bisericii. Un moment mult așteptat, un moment de bucurie și de binecuvântare pentru întreaga comunitate, un moment care încununează munca de mai multe zeci de ani, a dumneavoastră în primul rând și a părintelui paroh în special, pentru că el a fost cel care s-a străduit, așa cum ați ascultat și din actul de sfințire, să pune bazele acestei parohii și în cele din urmă se înceapă lucrările, iar astăzi să ne bucurăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra acestei comunități. Trebuie să amintim că localitatea dumneavoastră a fost binecuvântată pentru că în secolul trecut un mare ierarh care a păstorit aici la Dunărea de Jos, Melchisedec Ștefănescu, a făcut sfințirea bisericii dumneavoastră care a fost demolată în perioada sovietică. Pentru activitatea deosebită desfășurată ca paroh al acestei comunități, părintele Ion Herța, care este și protopop de Cahul, a primit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel crucea patriarhală, iar din partea înalt preasfințitului părinte Casian, crucea eparhială Sfântul Apostol Andrei. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții ctitorilor și binefăcătorilor bisericii. Primarul localității Slobozia Mare a felicitat comunitatea parohială pentru această realizare. Această slujbă de astăzi a pogorât peste localitatea noastră ca o binecuvântare pentru fiecare din noi, pentru fiecare din dumneavoastră. Și fie că această slujbă de sfințire a bisericii să aducă multă liniște, multă pace, multă dumnezeire în sufletele noastre.
În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit comunității, primarul localității a oferit titlul de cetățean de onoare preasfințitului părinte Veniamin și Ancăi Corfu, consulul general al României la Cahul, iar celorlalți ierarhi le-au oferit diplome de excelență. S-au adunat astăzi lacrimile care au devenit de bucurie, ca și la mormântul Domnului de la Ierusalim, pentru această frumoasă biserică, zidită de bunii slobozeni din Slobozia Mare, oameni liberi să facă lucruri mari. De către un preot, fost elev la seminarul Sfântul Andrei din Galați, păstorit cu vrednicie și de înalt preasfințitul mitropolit Petru al Basarabiei și astăzi de preasfințitul Veniamin. Ce omagiu mai emoționat la 200 de ani de la nașterea celui mai luminat episcop al românilor din secolul XIX, Melchisedec, al Dunării de jos, de o parte și de alta a Prutului, decât o sfințire de biserică. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la înființarea Episcopiei Basarabiei de Sud, fostă a cetății Albei Ismail, și a 22 de ani de la reactivarea acesteia.